Activ la microfoane, activ și pe internet, fenomenul bloggingului devine tot mai popular printre aleșii poporului. Dacă acum câțiva ani site-urile personale erau mai rar întâlnite, astăzi oamenii de stat pășesc ferm în viața virtuală. De la promovarea proiectelor de lege până la poze de pe tărâmurile lui Decebal și Burebista, politicienii noștri postează tot ce îi fascinează sau, dimpotrivă, îi deranjează. Internauții și experții în relații publice apreciază gestul lor, însă le atrag atenția asupra mai mult erori pe care le comit. Îi vedem zi de zi la televizor, îi ascultăm la radio și deschidem ziare ca să citim tot despre ei. Fac anunțuri, dau explicații și reacții, însă îi mai frământă ceva pe miniștrii și deputații noștri. Așa că o bună parte dintre aceștia și-au deschis câte un blog personal pe internet pentru a-și înșira gândurile și frământările. O fac cu bună știință și așteaptă cât mai multe vizualizări de la colegii de breaslă și simpli cetățeni. Liberal-democratul Viaceslav Ioniță și-a făcut blogul încă înainte de a intra în politică. După mine, blogul este ceva când tu vrei să spui niște lucruri mai speciale. Pe blog scriu mai rar, pe blog scriu cam de 2-3 postări pe lună, ceea ce este foarte puțin. El este cineva care îmi corectează greșelile. Democratul Sergiu Sârbu și-a creat blogul abia după ce a părăsit fracțiunea comuniștilor. Are și o explicație. Atunci când încercam să spun poziția mea personală, aveam probleme. Scriu rar atunci când simt că am nevoie să comentez un eveniment major care se întâmplă. Nu m-am putut abține să nu scriu câteva cuvinte despre marele eveniment care a avut loc pe 3 noiembrie. Mai mult, Sârbu spune că blogul i-a fost atacat de inamicii politici. A fost spart, practic el a fost spart. Am prieteni în ghilimele care sunt atenți la ceea ce scriu pe blog. Și totuși, printre motivele de bază pentru care își deschid deputații bloguri este oferirea unor reacții prompte la acuzații sau promovarea propriilor proiecte de lege. De fiecare dată când înregistrez un proiect de lege și am suficient în acest sens, vreo 85 la număr până acum, poate mai mult deja, au fost plasate pe blogul meu. Sunt inițiative legislative ale căror autor sunt eu. Parlamentul nostru, din păcate, din cauza incapacității serverului, nu poate găzdui foarte multe informații și eu singură mi-l gestionez, nu am asistent, nu am, consider că asta este foarte important. La început mi se părea destul de simplu, să vreau să spun că ia destul de mult timp. Administrez personal, nu am persoane angajate care se ocupă de acest lucru. Specialiștii în PR susțin că această activitate virtuală este cât se poate de binevenită pentru imaginea politicienilor. Politicienii au înțeles că, de fapt, mediul online este unul destul de prielnic pentru a promova anumite mesaje, inclusiv prin intermediul blogurilor, politicienii pot să ajungă și în mass media tradițională. Alții, dacă nu au acces sau nu au dorință să meargă la cetățeni, cred că pot să o facă și prin intermediul rețelelor de socializare sau unui blog. Chiar și așa, politicienii ar trebui să țină cont de unele reguli importante în activitatea lor pe blog. Potrivit internauților cu experiență, demnitarii de stat ar trebui să se implice mai des în comentariile venite de la vizitatori, dar și să nu încarce pagina cu prea multă informație. Pentru a fi mai expliciți, am luat câteva cazuri separate spre expertizare. Vlad Filatov are blogul, designul ăsta îmi pare că chiar e din 2007. El nu cred că are parola blogului, nu cred că intră des pe el. Trebuie să-l renoveze. Cea mai recentă achiziție a blogosferii, zicem așa, blogul domnului Plahotniuc. Din punct de vedere a designului, este un blog foarte corect. Nu se vede deloc interacțiunea cu cititorul. Domnul Gimpu știe la ce temă scrie și când scrie și este foarte popular anume. De exemplu, se întâmplă meeting-ul organizat de către el, scrie de rău. Și toți cei care urăsc acest meeting intră la domnul Gimpu. Are foarte multe widget-uri inutile, cred eu, în partea, chiar și într-o parte și în altă parte a blogului. Mihai Gimpu se manifestă extrem de activ și pe rețelele de socializare, unde își plasează sute de poze. Cele mai memorabile reprezintă călătoriile liberalului la băile Herculane și munții lui Decebal de pe Dunăre. Am încercat să găsim măcar un blog personal al deputaților comuniști, însă fără succes. În schimb, opoziția PCRM este extrem de activă pe rețelele de socializare, îndemnându-și prietenii virtuali la proteste sau critici dure la adresa coaliției de guvernare. Nici la
guvern nu prea am găsit blogeri. Se pare că cel mai activ în acest sens este Vitalie Marinuța, ministrul apărării. Ceilalți miniștri dau predilecție totuși rețelelor de socializare. Se pare că și președintele țării a realizat importanța promovării virtuale. Nicolae Timofti și-a relansat pagina oficială chiar în această săptămână. A inclus și o rubrică specială despre prima doamnă Margareta Timofti.